Există o vorbă printre noi oamenii și m-am uitat în istorie și încă nu se știe cine a rostit pentru prima dată vorba aceasta, dar ea spune în felul următor: ce-i frumos și la Dumnezeu îi place. Credem că primul care este bucuros pentru ceea ce s-a realizat aici, în Biserica Harul din Ghilad, este Domnul Dumnezeu. Amin. Și se cade să zicem din toată inima: slăvit să fii Tu, Doamne! Amin. Apoi, în al doilea rând, aș dori în numele Domnului Iisus Hristos să îl felicit pe fratele postor Darius și pe fratele prezbiter Dinu și de asemenea întreaga conducere a Bisericii Domnului din Ghilad pentru aportul dumneavoastră la această frumoasă lucrare a lui Dumnezeu, renovarea lăcașului de închinare. De asemenea, aș dori să apreciem pe toți aceia dintre dumneavoastră care prin munca dumneavoastră, prin banul dumneavoastră, ați contribuit la această lucrare a Domnului. Mai zic o dată din toată inima: Dumnezeu pe toți să vă binecuvântez. Amin. Am să răspund în această zi de sărbătoare pentru Biserica Domnului din Ghilad la următoarea întrebare. De ce avem nevoie de biserică în 2022? Mai are biserica vreo valoare în zilele noastre? Mai e Biserica Domnului Iisus Hristos importantă pentru tine care asculți Evanghelia? Întrebarea rămâne astăzi. De ce avem nevoie de biserică în 2022? Trăim o vreme în care auzim pe mulți, chiar am auzit pe unul nu de mult, spunând: biserica nu iese de mine. N-ați auzit dintre ăștia care ei se simt mai bine, Domnule, fără biserică? Se poate trăi, cred unii, și fără biserică. Ba, am întâlnit pe unii care zic: fratele meu, cum n-am iubit noi biserica, cum n-am merge noi la biserică, dar auzi, motivul nostru este unul și serios în vremea asta, și anume, zice, nu prea avem timp. Timpul ne omoară. Dacă am avea mai mult timp, am iubit și noi biserica. Ei, dați-mi voie să vă spun ceva astăzi. Ce ziceți, oamenii au timp să meargă la shopping? La cumpărături. Știu unii, las că știu eu, era 2020 în carantină, ei trebuia să stea izolați, fiind vreme de pandemie, și ori făcut ei cumva și s-au strecurat, s-au dus la shopping. Interesant, ori avut timp. Dacă cineva postează o poză pe Facebook, imediat te uiți, 20 și ceva de comentarii, 50, și le citești la rând să vezi de la cine o primi comentariile. Dai și dumneata un like, poate scrii un comentariu. Primești într-o zi poate peste 50 de mesaje pe WhatsApp. Interesant că avem timp să le citim pe toate și să răspundem la toate. Generația noastră, celor mai tinere, generația TikTok-ului. Știi ce mi-a zis unul într-o împrejurare? Ce, frate, ce interesant. Într-o sâmbătă seară, ce așa m-a ispitit satana. Și am început să mă uit la videoclip după videoclip pe TikTok și ce am ajuns să mă uit la vreo 100 de videoclipuri, s-a făcut ora 3 noaptea. A doua zi era duminica, era timp de slujbă de biserică și zice, și să fi vrut să mă trezesc, am fost rupt de oboseală și n-am mai putut să mă trezesc să fiu cu biserica la închinare. Interesant, oamenii motivează că n-au timp pentru biserică, pentru închinare. Eu încă n-am întâlnit unul să-i zică patronul de la serviciu: uite, aș vrea să-ți iei concediu, uite, ai numărul ăsta de zile de concediu. Și o să spună: domnule, zice șefule, m-am săturat de atâta concediu în anii ăștia care au trecut. Anul ăsta, zice, vreau să nu mai îmi iau concediu. Ați întâlnit dumneavoastră vreun astfel de român? Ați întâlnit vreunul să n-aibă timp pentru meciul lui preferat sau
În special doamnele mai au câteodată hobby-ul telenovelele. S-a plâns una dată, s-a dus la un păstor și a zis: frate păstor, când m-am căsătorit totul bine și frumos, ne-am înțeles de minune, de numai împreună cu nevastă mea. Și acum nevasta mea în fiecare seară se uită la telenovele și zice, nu la una singură, de la două în sus. Și nu știu ce să mă mai fac. Păstorul s-a uitat la el și a zis, mă, eu știu ce să spun, care ar fi soluția, dar acum nu vreau să te pun într-o situație nedorită, n-aș vrea să te super cumva. Ce frate, eu de-am venit la dumneata să își cer lămuriri, o explicație, o soluție. Păi zice, soluția ar fi una singură. Nevasta respectivului s-a uitat la telenovel, la televizor. Ce soluție ar fi să dai televizor afară din casă? La care el zice, să știi frate păstor că la asta m-am gândit și eu, numai să treacă campionatul mondial. Dumneavoastră n-ați băgat de seamă că astăzi, duminica, e o zi aproape ca oricare alta din săptămână? Magazinele mari, supermarketurile sunt deschise, târgurile uneori sunt deschise, evenimentele sportive sunt în vogă și avem un palier așa de mare, coverte și omul zice dintre atâtea. Oare ce ar fi bine să aleg? Ba, pentru unii, duminica este zi de lucru. Trebuie să muncească, alții am auzit motivând, zice, mă, muncesc toată săptămâna de dimineața până seara, uneori vin noaptea târziu acasă, duminica mai am și o țâră, cum zicem noi, ardelenică, m-am măritat la Banada, am rămas tot ardelean în sânge. Noi ardeleanii zicem așa, o țâră, zice, avem și noi timp duminica să potrecem cu nevasta, cu pruncii, mai stăm și noi, ne jucăm împreună, mai povestim una alta. Ia imaginați-vă ceva. Dumneavoastră ați băgat de seamă că o săptămână are 168 de ore? Dacă din 168 de ore noi nu reușim să punem 7-8 ore pe săptămână deoparte pentru Dumnezeu, pentru Biserica Domnului Iisus Hristos, ca să ne închinăm împreună cu Biserica. Îl întreb pe unul, zic, frate, zic, dumneata când vei pleca din lumea asta, unde vrei să mergi? Păi zice, normal că vreau să mă duc la Dumnezeu. Dacă aș fi întrebat pe altcineva, mi-ar fi zis unde se duce toată lumea, acolo mă duce și eu. Noi toți într-o zi vrem să ajungem în raiul lui Dumnezeu, dar întrebarea e, vom ajunge acolo? Auzi, să n-ai 7-8 ore pe săptămână care să le pui deoparte pentru Dumnezeu. O zis unul odată, zice, biserica nu m-a ajutat cu nimic. Bă, nu mă descurc, frate, și fără biserică. Ba, mai zis, la biserică sunt prea mulți creștini ipocriți. Biserica, a zis el, e departe de așteptările mele. Și întrebarea rămâne, mai ai nevoie de biserică în 2022? Craig Groeschel are o scriere a lui în care vorbește despre a crede în Dumnezeu, dar a trăi ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Și spunea el, într-o zi am ieșit la restaurant împreună cu nevastă mea și ne-am așezat la masă frumos, eu am comandat, spunea Craig, un cheeseburger, nevastă mea o salată și a venit chelnerul pe nume Brad să preia comanda, apoi ne-a servit cu ceea ce am comandat și când s-a întors de la masă, noi am început să ne rugăm pentru bucatele comandate. Și Brad a tras cu urechea, a văzut că ne rugăm, cum s-a încheiat rugăciunea, s-a uitat în stânga, în dreapta, să nu-l vadă nimeni și încep s-a apropiat de masa noastră și cu gura de jumătate ne-a întrebat, sunteți cumva creștini? La care Craig Groeschel a zis, da, suntem creștini. Zice, tu ești creștin și tu? Da, zice, sunt creștin. La ce biserică, îl întreabă Craig, mergi? Zice, eu nu fac parte din nicio biserică. Wow, zice Craig, și ești creștin? La care chelnerul Brez zice așa, nu merg la nicio biserică. S-a uitat în jur să nu-l vadă nimeni și a zis, cred
Bineînțeles, cu gura de jumătate, n-a zis așa de tare cum zic eu acum. Zice, cred că pot să fiu mai bun creștin fără biserică decât în ea. Mă descurc și fără biserică. Am nu știu ce crezi dumneata care asculți Evanghelia despre Biserica Domnului Iisus Hristos. Nu știu care e părerea dumitale despre biserică în 2022. Dar eu vreau în câteva minute numai decât să spun de ce e importantă biserica și astăzi. Și de ce ai nevoie de biserică și în 2022. Dumneavoastră știți că în istoria umanității va fi o zi extraordinară. O zi foarte importantă. În care Biserica Domnului Iisus Hristos va fi răpită la cer? Știți că răpirea aceasta nu va fi una individualistă? Adică Hristos nu va zice, mă duc în Honolulu după unul care a fost rupt de viața Bisericii Domnului Iisus? Mă duce la Timișoara după un altul care nu a avut nicio treabă cu viața Bisericii Domnului Iisus Hristos? Hristos nu va zice în ziua aceea, m-am hotărât să mă duc până la Ghilad, acolo e unul, altul, ăștia rupți, Domnule, de viața Bisericii lui Iisus Hristos și mă duc să iau la cer, în glorie, în ziua aceea. În acea zi, vreau să reținem, Hristos își va răpi biserica pe credincioșii lui cei adevărați. Știi că atunci va conta dacă ai mers la biserică? Știi că atunci va conta dacă ai fost parte activă la viața Bisericii lui Iisus Hristos? Știi că atunci va conta dacă o viață te-a închinat prin Biserica lui Hristos, lui Dumnezeu din ceruri? Mă tem că multora, știți ce le va zice Dumnezeu în ziua aceea? Să-mi fie iertată vorba, dar cred că la mulți le va zice condoleanțe eterne. Plecați de la mine, că nu vă cunosc. Știți de pasajul acela din Matei 7, pe care unii îl interpretează cum vor, cei mai mulți după ureche, zice că niște oameni vor sta în fața Mântuitorului și vor zice, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Și cei mai mulți spun, vedeți, Hristos nu i-a contrazis. Ei, dați-mi voie să vă spun astăzi foarte transparent. Ba da, încă pe față. Hristos i-a contrazis spunându-le, niciodată nu v-am cunoscut. Păi ia imaginați-vă, frați din Ghilad, prieteni de aici din localitate. Mâine dimineață, să zicem, luăm un caz ipotetic, cineva bate la ușa domnului primar din localitate. Domnul primar îi deschide ușa, respectiv intră înăuntru, îl salută cu bună dimineața, îi se răspunde la fel. Și respectivul zice, uite, sunt cu tare, care în numele dumneavoastră, de primar al localității Ghilad, am făcut asta, am făcut asta, am făcut și cealaltă și continuă să spună. Și primarul se uită la el și zice, mă omule, iartă-mă, te rog că te întrerup. Dar eu nu te cunosc. Tu cine ești? N-am avut niciodată nicio legătură, niciun fel de tangență. Pur și simplu nu știu cine ești. Vă întreb omul respectiv, ar fi făcut toate acele lucrări pe care le-ar enumera în numele primarului? Nici vorbă. A, unii doar vor pretinde că au făcut cu tare și cu tare și cu tare lucru, dar Hristos în ziua aceea le va zice, niciodată nu v-am cunoscut. Adică n-a fost niciun fel de comuniune, de părtășie, de relație, de legătură între voi și mine. Acum, dă-mi voie să te întreb ceva. Dumneata, crezi că la răpirea bisericii o să fii prezent? Dacă la biserică mai mult, nu? Azi un caz fericit și dea Domnul tot așa să fie aici la Ghilad. Să lăuda odată două surori cu soții lor. Una zice, mă, întrebată ce-i soțul ei, zice, soțul meu, zice, e creștin de ziua șapte. S-a așteptat să-i dea o replică, dar zice, na, acum e creștin de ziua șapte, așa o ales el, zice, bine măcar că e și de ziua șaptea. Păi zice, de ce? Pa meu, zice soțul, auzi, zice, e absenteist de ziua întâi. Hristos, să ține minte, în ziua aceea nu va răpi biserica absentă, pe cei inactivi, pe cei leneși, pe cei neimplicați,
În ziua aceea, mare răpirea Bisericii lui Iisus Hristos, la cer vor fi luați credincioși adevărați ai Domnului, care au iubit biserica, care au prețuit biserica, care s-au luptat pentru biserica Domnului Iisus Hristos, care s-au închinat cu biserica, care au făcut sacrificii pentru biserică. Vedeți? Bisericile de pretutindeni au aproape toate, mulți membri în registrul lor. Dar sunt așa de puține mădulare la modul real în trupul Domnului Iisus Hristos. Știți ce spunea Sfântul Pavel într-o împrejurare? Ochiul, zicea el, scriindu-le celor din Corint, nu poate, zice, mâinii, n-am trebuință de voi. Nici capul, zicea Sfântul Apostol Pavel, n-a dictat niciodată picioarelor, n-am trebuință de voi. Ce vrea să ne spună Sfântul Apostol Pavel prin asta? Că într-un trup, fie el și de carne și oase, și cu atât mai mult în trupul lui Hristos, biserica, fiecare mădular are rolul lui specific, fiecare mădular este activ, fiecare mădular este implicat în ceva, fiecare mădular este important. Noi știm oare că mădularele în afara trupului mor? Hai să luăm un caz ipotetic prin absurd. Dacă unul se gândește așa, să zicem în seara asta, mă, ce-ar fi să-mi amputez o mână? Doamne ferește să nu facă niciun așa ceva. Lăm cazul ăsta așa prin absurd. Credeți că respectivul mâine dimineață va servi micul dejun cu mâna amputată? Dacă unul prin absurd își scoate un ochi, credeți că a doua zi când va privi comentariile pe Facebook, se va uita atent cu ochiul care îl extirpase? Păi dacă un mădular îl scoatem afară din trup, la propriu, moare! Oameni buni, frați și surori, prieteni ai Evangheliei, asta ne spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu prin gura Apostolului Pavel. Și un credincios fără biserică, mai devreme sau mai târziu, spiritual vorbind, va muri. S-a dus odată unul la o conferință a bisericilor de la Keswick. Ăsta n-avea nicio treabă cu biserica Domnului Iisus Hristos, dar din curiozitate s-a dus și el la întâlnirea respectivă și s-a întâmplat ca în ziua aceea predicatorul să vorbească despre ce înseamnă să fie așezat în brațele Domnului Iisus Hristos. Frumoasă predică, un mesaj cu impact și la urmă omul nostru s-a apropiat de predicator și a zis: uite, eu nu-s membru nici într-o biserică, nu mă interesează biserica, am venit pur și simplu din curiozitate să asist și mi-a plăcut tare mult mesajul. Și zice, acum îmi dau seama și cred că nu există un univers, în univers un loc mai sigur decât să fie un om așezat în brațele Domnului Iisus. Și predicatorul din ziua aceea îi zice, ai dreptate, dar nu-i suficient. Și vă citez, noi trebuie, a zis omul lui Dumnezeu, să fim mădulare în trupul Domnului, nu doar în brațele Lui. A fi în trupul lui Hristos, adică în biserica Lui, e mult mai sigur decât a fi așezat doar pe brațele Domnului. Că zicea predicatorul din acea zi, Hristos te va ține în brațele Lui o vreme. Dar dacă El va vedea că nu vrei să faci parte și din biserica Lui, îți va da drumul. Și știți ce a zis acel predicator? Te vei prăpădi de-a binelea și prăpădirea îți va fi mare. Dumneavoastră știți că la ora asta în România avem peste 400 de spitale și undeva la peste 18.000 de biserici. Ați văzut ce s-a întâmplat cu biserica în pandemie? Multe dintre biserici s-au golit, s-au înjumătățit și spitalele s-au umplut, nu mai erau locuri. De ce avem atâția bolnavi în România? Să vă spun de ce? Pentru că oamenii dintotdeauna au preferat mai mult spitalul decât biserica Domnului Iisus Hristos. Am zis către unul de undeva din alt județ, în vreme de pandemie, bolnav, dar nu de coronavirus, avea o altă boală. Zic, omule bun, că totuși putea să meargă pe picioarele lui, nu vrei să vii la biserică, ne rugăm pentru dumneata, cerem Domnului să intervină și să lucreze. Și a zis, frate,
Acum nu-i timp de biserică. Nu, nu. Au mai trecut câteva zile și aud o veste tristă. Omul nostru se internase la spital. Nu, la biserică nu. Nu-i timp de biserică. Și au trecut zilele, nu foarte multe, și primez veste. Respectivul plecase în veșnicie. Să vă spun ceva profetic, măcar că nu am darul ăsta. Dar vă spun cu îndrăzneală. Dacă biserica lui Iisus Hristos s-ar umple, dacă oamenii ar căuta biserica Domnului Iisus Hristos, spitalele s-ar goli. Oamenii ar fi tămăduiți în numele lui Hristos și astăzi ca altă dată s-ar ridica ologii în picioare, s-ar deschide ochii orbilor, s-ar proclama numele lui Hristos și s-ar spune în 2022 Hristos a rămas același, slăvit să fie numele Lui. Urmează să facem o rugăciune și ne vom ruga și pentru cei bolnavi. Am primit aici un bilet să ne rugăm pentru o soră de-a noastră în Domnul, de la Folia, sora Lavinia Ștefoi, care marți va fi internată la spital. Noi avem un Dumnezeu atotputernic. El este prezent în sanctuar astăzi aici. Domnul Iisus Hristos să se atingă de trupul ei. Domnul Iisus Hristos să lucreze cu semne și minuni. Dacă mai este cineva bolnav, dacă cineva are nevoie de intervenția lui Hristos în viața lui, în momentul acesta, așa cum știm, cuvinte simple, sărăcăcioase, invită-L pe Hristos în viața ta și spune: Doamne, lucrează și în dreptul meu, fă o minune, să vadă ochii mei și să știu că ai rămas același. Ne ridicăm și stăm în rugăciune înaintea Domnului și ne rugăm cu credință.